năzdrăvăniile lui Păcală. Păcală gătește mâncare cu mărar și pătrunjel și scaldă copilul Popii. Bocii Popa când bocii pierderea preotesei, dar la urmă se liniști. Cât știți vorba bătrânească, morții cu morții și vii cu vii. Îi venea lui cam greu fără preoteasă, dar ce era să facă? Într-o duminică dimineața, plecând la sfânta slujbă, puse oala pentru bucate la foc și spuse lui Păcală: vezi, Păcală, când o dau oala în fier, să pui mărar și pătrunjel. Pe urmă, să iei copilul din leagă și să-l scalzi și să-l adorm. Când mă întoarce de la biserică să fie toate gata, ai înțeles? Înțeles, părinte. Popa plecă fără grijă, iar Păcală, rămânând singur, prinse cei doi câine Popii care se numeau unul mărar, iar altul pătrunjel, îi tăie și puse din fiecare câte o bucată în oală. Când văzu că oala fierbe bine, luă copilul din leagăn, îl așeză în albie și turnă peste el o oală cu apă fiartă. Copilașul începu să țipe, dar Păcală mai turnă o oală cu apă fierbinte, până ce copilul amuții și-și dete sufletul. Așa, își zise Păcală, a adormit, să-l pun acum în leagăn. Când se întoarse Popa de la biserică, se așeză la masă să mănânce, că i se făcuse foame. După ce mâncă, strigă câinii să le dea oasele și, nevăzându-i, întrebă pe Păcală ce s-au făcut. Păcală răspunse: câinii, părinte, i-ai mâncat. Cum așa? Întrebă Popa speriat. Păi bine, părinte, răspunse Păcală, nu mi-ai spus să bag în oală pe mărar și pătrunjel? Așa am făcut, cum mi-ai spus. Vai de mine, blestematule, ne-ai spurcat pe toți, se văita bietul Popa și soacră sa, simțind că li se întoarce stomacul pe dos de greață. Mai liniștindu-se puțin, Popa întrebă pe Păcală dacă a scăldat copilul. L-am scăldat, părinte, răspunse Păcală. Dar de adormit a fost cam greu. L-am așezat în albie și am turnat peste el o oală cu apă de la foc. În loc să adormă, însă el a început să țipe. Dar eu atunci am mai turnat o oală, până ce a tăcut și a adormit. Pe urmă l-am culcat în leagăn și doarme așa de bine că nici nu răsuflă. Popa se plecă peste leagăn și văzu că copilul e mort. Vai de mine, nelegiuitule, ce-ai făcut? Mi-ai omorât copilul, trăznite ar cel de sus să te trăznească. Păcală atunci îl întrebă liniștit, scoțând briceagul de la brâu: ce, părinte, ori te-ai supărat? Ba eu, taică, nu m-am supărat. De ce să mă supăr? Dar inima Popii, numai el o știa, săracul.